Edilul municipiului Suceava a subliniat faptul că a fost primul ce și-a achitat taxele și impozitele locale pentru a da un exemplu sucevenilor. Să știi că de luni au început încasările la impozite și taxele locale. Lucrurile merg bine până în prezent. S-au încasat peste 500.000 în aceste două zile la ghișeele primăriei municipiului Suceava. Și vreau să vă spun că tot în această perioadă un număr de 220 persoane fizice au solicitat scutirea la plata majorării cu 73,3%, deci acea lege care prevede că cei care plătesc datorii până la 31 martie 2016 pot beneficia de aceste majorări cu 73,3%. Deci sunt 220 persoane fizice care au solicitat această scutire și 35 persoane juridice. Conform tradiției, aș putea să spun, sau încă un lucru mai este și dimensionat, mulțumesc Dumnezeu, n-am avut probleme, văd că se merge bine, ca să spun așa, cu încasarea amenzilor. O sumă importantă, cam 30% din cele 500.000 reprezintă amenzi. Sunt oameni care, mă rog, vin și achită amenzile, au înțeles că așa este codul fiscal, asta este situația. Conform tradiției, aș putea să spun, dar nu din demagogie, din a da un exemplu, prima achitanță a fost a primarului, achitanța numărul 1 din 11.1.2016, am plătit 331,9 lei pentru proprietățile care le-am pe municipiul Suceava. E vorba de 13 lei impozit pe teren. Și aici să știi că în acest an se plătește și impozitul pe terenul pe sub clădire. Până acum nu era acest lucru. Mijloace de transport 57,6 lei. Impozit de clădire 141,3 lei. Și 120 de lei taxe de ecologizare. Eu recomand să vină la ghișeile primăriei să poată beneficia de acele taxe de reducere cu 10% până la 31 martie 2016 și cei care au, sigur, posibilitatea să beneficieze de scutiri de majorări cu 73,3%.